Avut o locație din Cluj de care nimeni n-a fost mulțumită și nimeni n-a fost mândră. Era vorba de cinematograful Mărăști, așa cum era el cunoscut. Un cinematograf care, prin multe, foarte multe litigii, a ajuns în sfârșit în proprietatea primăriei. Odată ajuns în proprietatea primăriei, timp de 7 luni de zile, a modernizat acest cinematograf.